Sincer să fiu, câțiva ani în urmă nu am mai avut nici cea mai mică speranță că primul XC90 va dispune de un succesor, după ce Volvo dădea comunicate tot mai disperate în legătură cu situația financiară a companiei. Dar iată că, între timp, Volvo a fost preluat de un investitor chinez care le-a dat frâu liber suedezilor să conceapă nu doar o gamă nouă de motoare, dar și noi modele. Iar Volvo XC90 de a doua generație este unul dintre ele și probabil cel mai important. Doamnelor și domnilor, iată că a venit acest moment să conduc noul Volvo XC90, o mașină pe care am așteptat-o enorm de mult. Aici, în cadrul test drive-ului din Spania, cei de la Volvo ne-au pus la dispoziție atât versiunile pe benzină, cât și cele turbo diesel, dar cel mai important și topul de gamă, versiunea T8, care este pusă în mișcare de un sistem de propulsie hybrid. Designul lui Volvo XC90 ne arată tendința stilistică pe care o vor aborda toate modelele ce urmează să fie anunțate în gama Volvo în anii următori. Grila imensă a radiatorului dominată de logo-ul Volvo și farurile uimitoare care fac referință la ciocanul lui Thor. Spatele este și el desenat cu mult gust, iar farurile ce pleacă pe montanți ne reamintesc ușor de prima generație XC90. Per total, în cazul celui mai mare SUV din gama sa, Volvo pune accentul pe eleganță și nu merge pe ideea de sportivitate așa cum o fac rivalii germani, ceea ce este de admirat. Pe lângă toate aturile sale, noul XC90 mai este și o mașină foarte practică. Ei bine, portbagajul, iată, poate fi deschis doar prin acționarea unui buton, iar aici puteți depozita foarte multe bagaje și asta pentru că volumul acestui portbagaj este imens. În plus, dacă aveți o familie ceva mai mare, noul Volvo XC90 este oferit și în versiunea cu 3 rânduri de scaune, iar astfel în habitaclu pot fi transportate până la 7 persoane. Dar haideți să vedem cum stau lucrurile cu motoarele lui Volvo XC90. Aceasta este versiunea plug-in hybrid, un model care, iată, are sub capotă un propulsor de 2 litri pe benzină, care este asistat și de un electromotor. Această unitate sau această combinație livrează 400 de cai putere, poate fi încărcată de la priza de casă și poate rula doar în regim electric în jur de 40 de kilometri. Odată ce am deschis ușa lui XC90, am descoperit un habitaclu construit cu mult stil. Volvo și-a dorit cât mai puține butoane pe consola centrală. Astfel, aici a fost amplasat un ecran color tactil de mari dimensiuni, care este punctul de comandă pentru sistemul audio, cel de climatizare, navigație, cât și pentru sistemele de siguranță sau setările mașinii. Scaunele lui XC90 sunt extraordinare. Volvo a pus la dispoziția pasagerilor față o sumedenie de posibilități de ajustare a poziției scaunului, ceea ce nu prea găsim la unii rivali. Iar atunci când aici mai adaugi inserțiile din lemn natural, tapiseria din piele, levierul cutiei de viteze lucrat manual și compus din cristal, ajungi la ideea că acest SUV a făcut un pas uriaș în față, iar asta va da ceva bătăi de cap concurenților BMW X5 sau Mercedes-Benz ML. Un cuvânt aparte merită sistemul audio Bowers & Wilkins, care folosește întreaga caroserie pe post de subwoofer. Sistemul este atât de avansat încât pasagerii vor avea impresia că se află la un concert live, având ocazia în același timp să simtă fiecare notă din muzica preferată. Este foarte plăcut să descoper că Volvo XC90 este o mașină care vrea să țină pasul cu tehnologiile moderne și ba chiar impune noi standarde în segment. Iar primul care demonstrează acest lucru este chiar ecranul color tactil oferit standard și elaborat în totalitate de Volvo. Acesta are o interfață bine gândită, asemănătoare tabletelor moderne, iar atunci când vine vorba despre navigație, aflați că harta a fost preluată de la compania Nokia, care este una dintre cele mai bune în acest domeniu. Pe lângă ecranul color, oferit standard, șoferul se va bucura de un cadran de bord digital și un head-up display care îi vor sugera toate datele necesare cu privire la direcția de mers și tot ce se petrece în jurul mașinii. Conduc versiunea T8 Twin Engine, așa cum o numesc cei de la Volvo. Twin Engine ar însemna două motoare. Ei bine, ei au în vedere aici propulsorul cu ardere internă de 2 litri pe benzină, care produce 318 cai putere, și propulsorul electric care este montat pe puntea din spate, care iată face ca puterea totală al acestei mașini să urce până pe la
400 de cai putere. Toate propulsoarele sunt cuplate la o cutie automată cu 8 trepte, una care este setată destul de bine, care își va face treaba foarte bine ca să consume cât mai puțin combustibil. De fapt, fiind la volanul variantei T8, eu am obținut un consum de 6,1 litri la sută, însă asta doar după ce am mers în jur de 35 de kilometri, doar cu ajutorul energiei electrice stocate în baterii. Izolarea fonică este foarte bună în interior. Nu pătrunde prea mult zgomot de la exterior, iar asta dă dovadă de o clasă ceva mai superioară. Totuși, Volvo intră agresiv în segmentul premium cu acest model și cu siguranță va reuși să fure din clienții lui Mercedes-Benz ML250 sau X5 X-Drive 25D, pentru că are un preț destul de bun și pentru că chiar și în versiunile de top nu sare peste 60.000 de euro prea tare. Deci este o mașină care oferă destul de multe lucruri. Trecând la versiunea D5, dotată cu motorul turbo diesel de 2 litri, ce livrează 225 de cai putere și 470 de Nm, pot să vă spun că aceasta este mult mai apropiată de gusturile mele și a clienților din Moldova. Am înregistrat 7,2 litri la bordul acestui model în regim urban, un rezultat destul de bun pentru un SUV dotat cu tracțiune integrală și o masă de 2 tone. Versiunea D4, care de fapt are același motor, dar care produce 190 de cai putere, va fi disponibilă în Moldova doar cu tracțiune pe puntea din față. Cei de la Volvo deocamdată nu cunosc când va fi sau dacă va fi oferită și varianta cu tracțiune integrală. Diferența între cele două este de undeva 2000 de euro, deci la sigur D5-ul va fi și cel mai popular în Moldova, acolo unde cei care își doresc un SUV vor neapărat ca el să aibă și tracțiune integrală. Toate mașinile testate de mine au fost echipate opțional cu suspensia pneumatică, care face ca toate călătoriile la bordul mașinii să fie și mai confortabile. Dieselul nu este prea gălăgios, sună destul de bine și nu produce mare zgomot aici în habitacul, fapt care demonstrează că cei de la Volvo au lucrat destul de bine la antifonare. Iar, mă rog, acest lucru este destul de bun în cazul motoarelor pe motorină. Odată ajuns pe autostradă, nu am ezitat să testez câteva din sistemele avansate ale noului XC90, cum ar fi și cel de menținere a benzii de rulare. Vroiam să vă arăt un sistem pe care Volvo l-a montat pe XC90 și este sistemul de menținere a benzii de rulare. Pot lua mâinile de pe volan, iar acest sistem va avea grijă să mențină această bandă, dar nu o va face la infinit, va dura în jur de 15-20 de secunde. Puteți vedea, chiar nu am mâinile acum pe volan, iar volanul, mă rog, se mișcă singur. Deci, înțelege tare bine banda pe care se află. Atât timp cât dumneavoastră sunteți pe aici prin setările mașinii sau căutați ceva în navigație, s-ar putea să aveți ceva timp ca să, iată, să găsiți ce de ce aveți nevoie. Acum am fost avertizat că ar trebui să pun mâinile înapoi pe volan și de fapt eu să manevrez cu mașina. Doamnelor și domnilor, iată că am ajuns la finele test drive-ului cu noul Volvo XC90. O mașină care arată extraordinar de bine, care stă pe șosea destul de fain, iar în plus, în ciuda faptului că oferă doar motoare turbodiesel sau pe benzină în 4 cilindri și cu o capacitate cilindrică de doar 2 litri, este un automobil care totuși își va satisface din plin toți clienții. Mașina cu adevărat știe să consume foarte puțin combustibil, iar acest lucru este extrem de important acum când combustibilul devine din ce în ce mai scump. Însă cel mai tare, ce mi-a plăcut la Volvo XC90, este pasiunea pentru siguranță. Acest model va avea grijă nu doar de cei din habitaclu, dar și de toți cei aflați în jurul mașinii. Iar cu acest lucru nu se pot lăuda
prea multe automobile. Cum se obișnuiește, am calculat costurile de cumpărare, asigurare și întreținere a noului Volvo XC90. În Moldova, acesta are un preț de pornire de 39.434 de euro pentru versiunea D4 și tracțiune pe puntea față. Noi însă am făcut calculele pentru modelul cu motor D5 de 225 de cai putere și tracțiune integrală, în versiunea cu dotări de bază Kinetic, care pornește de la 42.148 de euro. Dacă vă gândiți la opțiunea de procurare în rate, vă recomandăm să apelați la Maib Leasing. Cu un avans de 25%, la care se adaugă și comisionul de administrare de 1,5%, va trebui să achitați din start 11.170 de euro, iar ulterior să mai plătiți câte 843 de euro timp de 48 de luni. Asigurarea obligatorie o să vă coste 437 de lei pe an, iar pentru polița casco va trebui să vă despărțiți de încă 1.770 de euro. Suma pentru întreținerea mașinii pe parcursul primilor 30.000 de kilometri s-ar putea să ajungă la 5.500 de lei.